prins florile sacatură. Și flori. Păi nu sunt zeul florilor azi? Așa, și tu ai nume de floare? Nu, dar-s frumoasă ca o floricic și trebuie să ne aduci și eu floricic. De unde să-ți aduc, nu vezi frighi afară? În februarie era mai cald ca acum, și s-au copt și ghioșei și toporașă, dar pe frigul ăsta nu-i și măcar nici buruienile, da pe flori. De la magazin n-ai încercat? Eu abia am bani de vopsări de ouă și tu vrei să-i cheltui pe prostii. Măștea pe gheață. Dar ce ai pățit la Chișor? Îs mușcat la ochișorului că am vrut să prind un miel, să-l vând, să fac un șfanț și eu. Și când spun mâna pe el, m-a mușcat din nu mai trebuie nica. Și de latrat, nu te-a latrat? După aceea, dar las că-l prind eu, am un plan. Mai exact, cum s-a întâmplat să te muști în elul? De fapt m-a atacat o haită de mei, dar dacă mă prindeau, îmi făcea Chișorul franjuri. Hai, las-o! Stai să zic, cum am dus eu la stâna lui Ion să ciordesc cu miel, am stat ascuns și am văzut când șobanul s-a dus la crâșmă. M-am zvârlit după gard și am căzut pe coada unui miel, mai dulău așa. Și când o schiorlăit odată, eu adunat și pșei înalți mei, n-ai văzut așa fugă, campion la 10 metri gardul eram. Dar un miel m-a apucat de Chișor, vede la șântigaie. Vai de cap tău de amarâș și ești! Mă duc să prind altul, ceva trebuie să chiși la leasă. Ai grijă să nu te uzi la papuci, că vezi că a început să bureți afară. Stai, fără grijă, că n-are șansă să-mi intri apa în papuci. Ia să merg eu să văd și faci potaia lui Păgubosul, poate miesă de un miel de vânzare. Păgubosule, unde ți-i potaia? Dar și treaba ai bre cu cățelul meu. Vreau să mă duc să prind iepuri și n-am câine. Da, a meu prinde numai purici și se teme de pisici și iepuri și de o săptămână și de oameni. Că au vrut să ne-l prinde niște țărani să-l facă carne de miel și de atunci stă ascuns sub pat în casă. Da. Cuț, 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 cuț. Ne. Țigre. Hai la tata, vină cu aia. Țigre. Însă rășia nu vine. Țigre. Of, nici asta n-o chica la tigaie. Apropo de tigaie, ia să merg eu acasuță să crep ceva că slihne de foame. Dar și pute așa frumos, ce-ai făcut de crapare? Mamăliguță cu usturoi. Mamăliguță? Cu pești cu usturoi ai vrut să zici, nu? Ca să crapă pești așa de florii. Da, numai că noi crapam doar cu gândul. Te-am trimis să cumperi pești, dar tu ai fugărești în ei, în dalmățieni. Rămâsă să te duci tu să cumperi pești, nu așa ne-a stat vorba? Eu mă duc după miel și tu după pește? Apoi da, dar tot nu am găsit, că s-au vândut toți pești. Cum naiba nu ai găsit că te-ai dus la prima oră de dimineață? M-am dus, dar până am ajuns la magazin, când m-am mai întâlnit cu unul, cu altul și până am mai stat de vorbă, așa câte o oră, două. Abia la nează am scăpat și am ajuns și eu la magazin. Și acum cu ce mâncăm usturoiul ăsta? Păstăi congelate, nu sunt? Na. Duci și culegi tu niște urzici sau crapă mamăliguța goală. Cuț. Ne. Țigre. Hai la tata, vină cu aia. Țigre.